Vă mulțumesc, doamna profesor. Întotdeauna nu m-am considerat mentor pentru cineva. Noi am fost colegi, eu cu doamna profesor și suntem încă. Ne cunoaștem de multă vreme, cred că aproape 20 de ani de când ne știm. Am colaborat frumos și pe vremea când împreună activam la seminarul teologic și apoi a venit Dumnezeu și eu ca și decan, prodecan și apoi decan al Facultății de Teologie, chiar îmi doream atunci când însă nu era, nu făcea parte din corpul nostru profesional, îmi doream să vină și iată că dorința mi-a fost îndeplinită și o avem ca și conferențiar în corpul didactic al facultății noastre, un plus de valoare, zic eu, pentru școala noastră și nu numai eu, și se și vede lucrul acesta. Îi mulțumesc pentru aprecieri, iar dumneavoastră tuturor de aici vă spun regăsit, bun regăsit și bun revenit la această manifestare științifică organizată de doamna profesor și de cei care au stat în preajmă, conferința națională al Periticlumul, îl vedeți aici pe ecranele din fața dumneavoastră. Mi-aduc aminte cu plăcere de ultima întâlnire care a fost astăvară, sau nu mai știu, în mai. Știu că am început destul de târziu și nici nu s-a observat, dacă vă amintiți și că ați fost atunci, cât de repede au trecut orele. Se făcuse la un moment dat, era ora 9 seara și doamna profesor care a avut ultimul cuvânt, chiar la ora aceea târzie, ridicase temperatura în sală cu prezentările pe care le făcea și într-adevăr momente deosebite, momente frumoase și notabile pentru activitatea științifică desfășurată la nivelul facultății noastre. Fiecare an universitar începe așa, în forță, cu procesul didactic, cu activitățile specifice, dar și cu manifestări științifice. Trebuie să știți că la facultatea noastră deja au avut loc unele asemenea evenimente, între care amintesc pe ultima o comemorare care s-a transformat chiar într-un simpozion, o comemorare a marelui profesor și canonist Liviu Stan, care a avut loc tot în această sală. Iată acum această manifestare, această întâlnire, această conferință națională, care va fi urmată spre sfârșitul lunii noiembrie de încă o conferință organizată de cunoscutul profesor al dumneavoastră, dragi studenți, Părintele Ionuț Dura, pe teme de interculturalitate și a dialogului dintre religii, așa cum ne-a obișnuit. O agendă bogată pentru mijloc de toamnă, pentru facultatea noastră și mulțumim tuturor celor care s-au implicat, dar și dumneavoastră, sau mai ales dumneavoastră, celor care participați și populați sările în care se desfășoară aceste evenimente, pentru ca acestea să aibă rolul scontat și vizibilitatea de care este nevoie. Știți că valoarea unei facultăți de teologie nu se măsoară numai în numărul de studenți sau în numărul și calitatea cadrelor didactice, nu se măsoară numărul de programe de studii sau de masterat desfășurat, cât mai ales în activitatea științifică și prin cercetare. Iar activitatea științifică și cercetarea se regăsesc și se revăd în ceea ce publică profesorii, cadrele didactice, și nu numai ei, chiar și studenții, masteranții, doctoranții, care și ei sunt chemați la rândul lor în acest demers, dar și în aceste manifestări, în acest fel de întâlniri care punctează nivelul la care se află o astfel de instituție de învățământ teologic din acest punct de vedere. În fine, referitor la manifestarea de astăzi, cea dedicată fenomenului rugul aprins și pe care doamna profesor Carmen Ciornea și-a ales-o ca drept culoar de cercetare și, după cum se vede, este chiar un ofertant cu culoar de cercetare, pentru că doamna ne-a obișnuit, doamna profesor, ca în fiecare an să vină cu lucruri noi, cu volume noi, cu comunicări, cu manifestări noi și sunt sigur că acestea se produc în urma unei munci susținute
fața biroului de acasă sau din fața laptopului personal, a calculatorului personal, cât mai ales prin biblioteci și prin arhive. Și numai cei care se îndeletnicesc cu așa ceva știu câtă muncă este și câtă migală, câtă răbdare îți trebuie ca să poți fi văzut de cei din afară șoarece sau chiar șobolan de bibliotecă. Așa se mai numesc cei care stau și ronțe la documente și volume din rafturi prăfuite și de mult uitate și care așteaptă să fie scoase la lumină. De aceea, latura aceasta a cercetării pe rugul aprins, pe fenomenul rugul aprins, a prins contur la noi și s-a dezvoltat foarte frumos. Știți că mai sunt și alte centre universitare sau culturale, teologice, care abordează acest subiect, dar eu consider că la noi are o consistență aparte prin volumele prezentate, prin tot materialul pe care doamna profesor l-a scos la lumină și l-a prezentat aici de față, dar mai ales prin invitații pe care i-a avut de fiecare dată și pe co-participanții la aceste manifestări care au ridicat valoarea evenimentului în sine. Privitor la rugul aprins, vă mai spuneam și altă dată că mai de mult nu știam foarte multe. Știam de existența acestei mișcări. Însă m-am bucurat ca de fiecare dată, fiind aici, să aflu câte ceva în plus sau multe lucruri în plus, dar foarte mult m-am bucurat de faptul că l-am întâlnit printre membrii fondatori ai acestei mișcări pe un poet și prozator. Drag, foarte drag mie și care mi-a marcat adolescența, Vasile Voiculescu, buzoian ca și mine, și pe, mi se pare că am mai spus odată, dar repet, îmi place să spun asta, de câte ori mă duc la mama acasă și plec de acasă, trec pe lângă casa în care s-a născut și a trăit poetul și prozatorul Vasile Voiculescu în comuna Pârscov din județul Buzău. Este o casă memorială acolo și nu este dată să trec și să nu simt așa un fior, un fior pe care l-am simțit atunci când i-am citit creațiile și care mi-a rămas pe tot parcursul vieții și l-am și acum. Cei care nu credeți sau nu știți, citiți poezia lui Vasile Voiculescu și proza, mai ales proza lui Vasile Voiculescu. Acestea fiind străbătute de un fior și de un parfum mistic pe care l-am recunoscut în relatările și ceea ce ne spunea doamna profesor despre întâlnirile de la rugul aprins, acolo din care și el și acesta facea parte. Bineînțeles că de astăzi se spune că totul a luat o întorsiune dramatică la un moment dat. Rezistența bisericii, totalitarismul comunist s-a manifestat din plin asupra acestor oameni care au alcătuit rugul aprins și au suferit foarte mult după ce au intrat în ilegalitate în 1948. Mi se pare, au fost arestați în mai multe rânduri, în 58 au fost arestați aproape toți, nu? Așa, și foarte rotuniți. Și vă spun asta nu ca unul care am citit sau am auzit despre lucrurile acestea, ci dintr-o mărturie, n-am zis-o până acum, mi se pare, dintr-o mărturie directă. Un unchi de-al meu, căsătorit cu o soră de tata, și naș de botez și de cumărie, a trecut la cele veșnice de mai mulți ani, a fost deținut politic și a cunoscut o parte dintre acești oameni pe la închisorile pe unde au umblat. Mi-a povestit, atunci nu prea știam, când îmi povestea, nu prea știam despre ce este vorba, dar acum am făcut legăturile. Mi-a povestit cum acești oameni, și în special preoții, dar în special cei care făcuseră parte din rugul aprins, erau cei mai chemiți deținuți dintre toți. Erau cei mai urmăriți și cei mai asupriți. Dacă se întâmpla cumva, dacă erau la canal sau la UIT sau în altă parte, să vină un tren care trebuia descărcat la miezul nopții sau în crucea nopții sau la două noapte sau la trei dimineața, întotdeauna lotul lor era
preferat ca să fie scos, să fie pus la muncă. Dacă era o muncă mai grea sau ceva mai periculos de făcut sau ceva unde moartea te pândea după colț, de canal sau de altă, preoții și acești oameni erau scoși în față, tocmai parcă în intenția de a fi exterminați. Multe mi-a povestit unul acesta al meu, groaznice lucruri, o paranteză fac. Mi-a povestit ce înseamnă bătaia la tălpi. Bătaia la tălpi era groaznică și oamenii aceștia au avut parte de așa ceva. Să-ți fie legate mâinile și picioarele la un loc și să fii pus pe un oțeap sau pe un parc. Și greutatea te învârte și te aduce cu tălpile în sus. Și ești bătut la tălpi prin bocanci. Nu pe la talpa goală, prin bocanci, că era mai rău și mai dureros. După această bătaie, aproape 5-6 luni, nu puteai să mai mergi pe picioare. Mergeau cei care erau bătuți la tălpi în genunchi sau se tărau, pur și simplu, pe brânci, ca să meargă dintr-un loc în altul. Asta este una dintre suferințe. Și de ce am adus aminte de lucrurile acestea? Domnul meu n-a făcut altceva decât să poartă o corespondență și a fost arestat. Ceilalți au fost arestați pentru ce? Că se întâlneau, că în cadrul întâlnirilor lor de la mănăstirea în timp și apoi în alte părți, dădeau citire unor texte literare, unor texte biblice, patristice, poezii, discutau, probabil că aici începeau să deranjeze, discutau despre lucruri actuale ale vremilor, economice, sociale, culturale, dar cred că ceea ce deranja mai mult este că abordau probleme doctrinare, în special isihasmul și altele pe lângă isihasm, dar se pare că isihia începuse să facă parte din structura ființei lor. Ceea ce eu am văzut la Vasile Voiculescu. Am zis, isihasmul și parfumul mistic trece prin toată opera lui, în special prin proza, cea de care vă spuneam că mi-a marcat pur și simplu adolescența și oricând o citesc cu plăcere și n-am uitat nimic din ea și ori de care am ocazie vorbesc despre aceasta. Ei bine, gândiți-vă așa că s-au eliberat oamenii, au fost eliberați și amnistiați, nu? Unii, da. Da? Doi, da. Vă spun așa, unchiul meu s-a bucurat de niște privilegii, după Revoluție, bineînțeles. A luat un adaos la pensie de la Asociația Deținuților Politici, a fost scutit de impozitul acasă, de impozitul la mașină, mi se pare că nici telefonul îl plătea, se bucura de niște privilegii și chiar se bucura de ele. Și era mândru de ele pentru suferința mea, uite, s-a face și mie această favoare. Ei bine, oamenii aceștia, ceilalți, pentru oamenii aceia n-ar fi ajuns niciodată ca astfel de privilegii să răsplătească într-un fel sau să mângâie suferințele pe care le-au suportat de-a lungul anilor detenției. Sunt lucruri care nu pot fi reparate în niciun fel. Sunt lucruri care ating sufletul, ating ființa umană și consider că numai astfel de manifestări ca cea de astăzi pot aduce reparații morale și mulțumit sufletește acelor care au trecut cu sufletul dincolo la Domnul și care zicem noi și credem și ne-am bucurat ca să știe de acolo de unde sunt că cineva încă se mai preocupă de personalitățile pe care le-au reprezentat aici dintre noi, de ceea ce au făcut pentru noi și de faptul că au ridicat nivelul și pretenția firii omenești, a ființei umane, la cote pe care mulți le-au uitat și care, din păcate, în zilele noastre sunt din ce în ce mai uitate. Vă mulțumim că participați la această manifestare. Vă spunem din nou bun venit și bun revenit la facultatea noastră și la Universitatea Ovidius și vă doresc succes în tot ce se întâmplă aici. Vă mulțumesc!